Ce părere aveți despre modul în care este gestionată situația cu coronavirusul? Nu în mod prea bun, o părere foarte bună, din cauza pentru că nu sunt oamenii foarte bine informați. Ne duce în eroare cu, cum să vă explic eu, cu informațiile care pe noi nu ne interesează, cu statul în casă, cu astea. Pe noi nu ne interesează, pe noi ne interesează să iau ei măsuri trebuie să facem, în primul rând, și nu izolată. Că nu o să fac, nu o să ajungă nicăieri. Eu zic părerea mea. Nu știu. Ce măsuri credeți că ar trebui luate? Măsuri... Să fii mai exigenți. Să fii mult mai exigenți în privire cu un caz. S-a depistat să ia măsuri drastice, pentru că al doilea caz nu se va mai repeta, să zicem așa. Nu o să mai se ascundă, o să se meargă să declare, pentru că dacă suntem la domiciliu, nu o să ne facă nimic, nu ne interesează pentru că îmbolnăvim pe alții, pentru că unii nu se uită la aia din jur. Nu interesează pur și simplu de oameni de semenii din jur. Sunt bolnav eu, pot să fie și alții bolnavi. Părerea mea. Acum nu mai știu alte opinii. Dacă ar fi măsuri mai drastice, cred că toată lumea s-ar... Și s-ar ține cont de toată lumea. De exemplu, să ținem cont de semenii din jur. Unii nu. Și nu sunt... Dacă v-ar veni o rudă de străinătate, ce ați face? Aș merge eu și aș sta de vorbă cu ea și aș sfătui eu să se meargă la autorități, la autorități sau să meargă la primul centru medical să-și facă niște teste, să-și ia în primul rând pentru sănătatea ei. Pentru că, în primul rând, mă gândesc la sănătatea mea, cum ar trebui să gândească și alții. Dacă ar fi interesat tot de sănătatea lor, n-ar mai fi atât la îmbolnăviri, pentru că unii nu le pas. L-ați primit eu în casă? Sincer, nu, aș fi un pic reticentă. Vă spun sincer, aș avea o oarecum reținere pentru că țin la mine și la familia mea. Și ținând la mine și la familia mea, să fie o rudă foarte apropiată, cred că tot așa aș face. Nu aș accepta, dar tu te faci testele și pe aia te primesc cea mai mare bucurie. Nu știu, cred că n-am auzit nimic, nici pro, nici contra, dar cred că nu suntem pregătiți, să ne ierte. Nu știu, suntem foarte descoperiți. Este doar o părere personală. Ce ne lipsește? Cred că absolut totul. Noi am devenit atât de naivi încât, spre exemplu, vedeam azi doi tineri zâmbeau când a văzut pe unul cu... și m-am gândit așa, zic, no comment. Ne mai trebuie ceva. Primi cu drag, fiindcă mi se pare chestiune normală, umană. L-ați primit în casă? Sigur. Nu v-ați speria că ar veni cu un virus? Nu cred, nu. Atâta timp ce nu am dovezi că... Gripă, ați fost bolnav de gripă vreodată? Nu mi-amintesc, nu cred. Deocamdată suntem destul de slab informați și pregătiți cu privire la acest virus. Ideea este că trebuie să facă rost de măști, de dezinfectant, la care oamenii nu au încă acces. Să sperăm când ajunge și pe la noi, că să fim mai... să ne ajungă virusul, că nu avem cu cine apăra. Eu așa cred. Nu avem măști, nu avem dezinfectant de mâini, de prin spitale, prin școli, nu știu ce este, dar anunța autoritățile să vină să-l testeze, să vadă dacă e... și să ia măsurile necesare. În primul rând trebuie să anunțe autoritățile. Nu poți să-l primești acasă și să nu spui la nimeni, să nu știe nimeni că a venit acasă să-ți ia scurs. Pentru că pui în pericol. Și prietenii, și familia, și pe tine însă. L-ați primit în casă? Da, probabil că da, că e din familie. N-ai cum să nu-l primești să-l ții la poartă, că de acum trebuie să fim... Da, trebuie să-l primești. Da? Pe comun acord, anunțăm autoritățile, mediul să-l testeze, să vadă pozitiv, negativ și atunci poți să ia măsurile care sunt necesare. Suntem oameni, nu suntem... Știți?
și un străin dacă vine și vezi că e bolnav și măi, cum să-l, ce să-i faci, îl arunci pe stradă? Cred că este exagerat, cred că este supra-exagerată, cred că este... Într-adevăr, trebuie luate niște măsuri de siguranță, dar să băgăm psihoza în populație e cam mult. Deci, m-am informat, acest virus este un virus. Ca orice alte gripe care au trecut peste noi, este tot un virus. Oamenii au murit întotdeauna de gripă. Mor și acum în România oameni de gripă. De ce nu mediatizăm și asta? Noi primim pe cei cu gripă acasă? Deci, fiind românesc. Am avut gripa aviară și atâta ne-a mai agitat. Până am avut gripa porcină și la fel ne-am agitat, am întors pe toți țara. Mi se întoarcem pe toți și de data asta. Asta e părerea mea. Aici e o întrebare grea. Cel mai bine să rămân acolo, pentru că e alt sistem medical, deosebire de sistemul nostru medical, care e tind spre zero. Asta este părerea mea. Nu știu cum să vă spun. Poate bine, poate nu. Să sperăm să fie bine, ce să zicem. Trei copii, sunt în Italia, aproape de Milano, vreo 60 km. Și au vrut să vin acasă și au zis că nu, pentru că, vedeți, vin acasă sau nu, ăsta se împrăștie. Ce să facem? Sunt preocupată și de ei, că și au câte doi copii. Asta e situația. Nu avem ce să facem. Nu avem ce să facem. Să spună să fie bine. Totuși, văd că vin de la policlinică acum, zice că s-au luat și aici la noi măsuri de precauții, de toate. Să sperăm să găsim măști, măcar. Asta e problema. Nu sunt mulțumită într-un fel cum e... Că văd că toată lumea e alertată pe la farmacie și eri măști, dar mie nu ne-i frică, că eu am trăit. Și nu șer nici mască, nu șer nica, cât mai avem de trăit, trăim și așa. Așa am ținut în casă, așa cum îți date legile astea, să stai în carantină, două săptămâni, nu așa? De unde mai e? Am fata, e plecată, e chiar în Italia. Da, văd că deocamdată nu e, nu-i panicată. E și la intrare în Italia, în Firenze. Și dacă ar veni acasă, ați primi eu? Doamne ferește, dar cum să nu o primesc? Dar cum să nu o primesc acasă la ea? Dar acasă la ea vine, care e casă în România? Poate încă nu realizăm importanța răspândirii acestui virus. Foarte mulți cred că acest virus nu s-a răspândit chiar necontrolat. Sunt păreri și contra, dar văd că nu se fac cercetări deloc. Eu circul, deci nu mi-e frică. Dar evit zonele... Asta nu înseamnă că trebuie un blocaj internațional. Nu? Asta înseamnă toate avioanele la sol, nu mai pleacă, nu mai vine nimeni. Dar trebuie evitat, într-adevăr, trebuie să evitate aceste zone. Deci nu se pune o chestie personală. Fiecare face îndrepturi, bineînțeles. Și mai mare frică care are fiecare de îndreptul lui, nu are nimeni. Și nu, statul nu o să-mi ducă mie grija personală niciodată. Niciodată. Decât ca să plătesc taxe. Nu aș putea să vă spun prea mult, pentru că nu sunt chiar așa informată în legătură cu acest. Cum Ana, nu puteți să ne punem împotriva virusului. Probabil ceva este, cu siguranță, dar vom vedea cum se va descurca Ministerul Sănătății, organele, abilitate, nu știm. Noi suntem pur și simplu niște cetățeni care, din păcate, noi vom fi cei mai afectați. Și sperăm să nu vină și pe la noi, ca să fiu sinceră. Ce pot să-i fac? Dar nu o să-l trimit înapoi, nu? Decizia lui. Nu există... Nu știu cum să spun. L-ați primit în casă? Da, bună întrebare. Păi, eu spălat, dezinfectat, că acestea sunt măsurile care trebuie luate, nu? Spălatul pe mâini, alcoolul sanitar folosit. Dacă ești bolnav, contaminat, trebuie să porți o mască, nu trebuie să porți mască dacă ești sănătos. Și probabil că da, na, dacă ești mamă, tată, soră, frate, soț, unde să-l trimiți? Nu, îl trimiți la
urgențe, nu știu, la spital. Mai bine ca altă dată. S-a panicat lumea, s-o vrea să fie la modă cu ceilalți. Eu sunt medic și chiar am lucrat la medicină preventivă. Este foarte bine și sunt intrigată de ce cadrele didactice sunt împotriva măsurii de a evita aglomerațiile. Asta e prima măsură epidemiologică. Copiii să evite aglomerațiile, să supărați că nu merg la teatru, că nu merg. Ei mă să merg acum la teatru decât să îmbolnăresc. În rest, mi se pare cu mai o mobilizare și o cum să spun, informare mai bună. Iar Facebook-ul ăsta este un dezastru. Să nu și asta să intre acolo. Nu mai ascultați, nu mai citiți, nu mai decât cele autorizate, sfaturile autorizate. E o panică. În plus, dar știți cum un principiu în medicina preventivă este mai bine să exagerezi decât să neglijezi. Și așa că e mai bine așa. Asta cu alimentația, asta deja întrece orice măsură, dar în rest, să ne păzim, să nu o luăm în glumă, să nu o luăm. Nici gripa trebuia să nu o luăm în glumă. De atunci trebuia. Că și aia e mortală, vedeți că dă foarte multe și vaccină avem pentru aia. De ce de asta ne temem și de aia nu ne temem? Pentru că e din China asta. Da.